Fiți atenți cum făcea italianul ăsta bani mulți. Și auziți, să vedeți cât de ușor era să cad la pușcărie din cauza lui. Bineînțeles că în primul rând vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Auziți aici, bă, mă sună Ana, rusoaica. Zice, Adrian, ce faci? Unde ești? Zic, Ana, sunt în mașină cu arătare, venim din El Ejido spre Rocheta del Mar. Zic, ne întoarcem acasă. De ce, zic, ce s-a întâmplat? Zice, Adrian, fii atent aici. Eu sunt la prietena mea, zice, în Almeria. Te rog eu frumos, dacă poți, vino până aici. Zice, e ceva foarte important. Bun, Ana, zic, hai că vin. Păi, Ana, rusoaica, avea o prietenă, o rusoaică, și era tot rusoaică, în Almeria. O cunoșteam, rusoaica aia, știam unde stă. Păi, ce fac, mă? Păi, n-am mai făcut dreapta. S-o luăm spre Rocheta del Mar, zic, arătare, mergem cu direcția Almeria. Gata, bosule, zice, mergem. Păi, fraților, păi am ajuns în Almeria, la locație, am băgat mașina în parcare, păi și urcăm la apartament. Păi când am intrat acolo în casă, în apartament, auzi cine era? Ana, rusoaica, prietena ei, rusoaica, și bărbasul la rusoaica asta. Ăsta era spaniol. Îl cunoșteam pe spaniolul ăsta, că ăsta s-o ocupa și el cu mașini, cumpăra și vindea. Bă, ia uite, când am intrat acolo în apartament, bă, toți supărați, uite așa stăteau cu capul în jos, supărați, știi? Opa, ce-au făcut, bă, ăștia, zic, sunt așa supărați? Bă, ia uite, eu îi salut, zic, ola, ola, ia uite, ei supărați. Bă, intru cu arătare acolo în apartament. Ne-am așezat frumos acolo la masă. Auzi, rusoaica, bă, Ana. Zice, Adrian, uite, suntem foarte supărați ca să îți spun despre ce este vorba. Zice, uite, Miguel, așa-l chema pe ăsta, Miguel, pe spaniolul ăsta, bărbatul la rusoaică. Zice, uite, Miguel, mi-a spus să te sun și să te chem să vii aici, că vrea să vorbească ceva cu tine. Da, Miguel, zic, ce s-a întâmplat, mă? Zice, Adrian, sunt foarte supărat. Zice, nu mai pot. Uite, tremură carnea pe mine, ce, dacă te uiți la mine, tremură carnea pe mine. Tu știi că eu nu sunt un om care să fac măgării, nu sunt un om care să fur, care să fac tâlhării, nu sunt un om care să fac dalea rele, să fiu pasibil de pușcărie. Eu nu fac așa ceva. Tu știi cu ce mă ocup eu? Cu mașini. Băi, Miguel, zic, ce ai făcut, mă? Ce s-a întâmplat? Ia-mă așa direct, zic, spune-mi ce s-a întâmplat. Băi, iau, te vorbea și tremura vocea, știi? Zice, Adrian, eu cred că mă duc la pușcărie. Băi, ia uite, i se învinețise buzele. Nu mai putea să vorbească, îi se încleștase gura și tremura. Auzi, nevastă sa, Miguel, te rog frumos, dă un pahar cu apă, revinu-ți. Stai liniștit, că o rezolvăm. Uite, Adrian aici, stai liniștit, că o rezolvăm. Nu am mâncat, zic, ce s-a întâmplat, bă, zic aici, toată lumea supărată. Auziți, voi, fraților. Zic, băi, Miguel, spune-mi de ce m-ai chemat și ce s-a întâmplat. Ca să înțeleg și eu despre ce e vorba. Adrian, eu știu. Știu că ai un avocat foarte bun. Și te rog eu frumos, pune-mă în contact cu el. Dar fii atent, zice. Hai să spun ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat, mă, băiatule? Zice, acum vreo 2 săptămâni, auziți, băi, aici. Băi, fiți atenți aici, că asta poate să vi se întâmple la fiecare dintre voi. Zice, acum vreo 2 săptămâni m-a sunat un prieten.
Zice, un prieten bun, un spaniol. El zice, de curând, s-a însurat cu una, zice, tot o spanioloică în Malaga. Adrian zice, și mă sună ăsta pe la 3 de dimineață. Miguel, Miguel, tu să mă salvezi, vino repede după mine, că uite, am prins-o pasta cu altul, pe nevastă sau. Zice, am prins-o pasta cu altul și vreau să plec de aici, vino să mă iei cu bagajul, să mă duci la un hotel, să mă duci unde-i vede cu ochii, numai să plec de aici, zice, să nu fac altceva. Te rog frumos, vino, vino, vino. Adrian zice, când am auzit ce s-a întâmplat, îți dai seama, a prins-o pe nevastă sau cu altul. M-am urcat repede în mașină și am plecat în Malaga. Bă, unde ești? Uite, ziceți, las locația, vino să mă iei de aici. Băi, fraților, băi, s-a dus după el, l-a luat. Zice, Adrian, am ajuns acolo, el în fața blocului, cu două genți mari, cu niște haine, zice, uite așa, pe mână. M-a așteptat acolo în fața blocului. De dimineață, băi, 3-4 de dimineață. Zice, l-am luat de acolo, i-am pus bagajele în mașină și-a luat și hainele și zice, gata, s-a terminat, am prins-o cu altul, zice, nu mai stau cu asta, nu știu unde să mă duci. Du-mă, nu știu, la un hotel, bă, băiatule, te duc acasă, spune ăsta, știi? Păi da, zice, da, mă duci în Almeria. Că și ăsta, spaniolul ăsta, tătea tot în Almeria. Zice, da, în Almeria, dar nu știu unde să mă duci. Nu știu, la un hotel, nu știu, hai că ne gândim, zice, dă-i drumul. Păi Adrian zice, eu am crezut că el vrea să-l duc la un hotel pe acolo, prin Malaga, știi? Da, i-am zis să-l duc în Almeria, dar el de fapt vrea să-l aduc înapoi, acasă în Almeria. Dar nu la părinții lui, să n-afle aia ce s-a întâmplat, să-l duc la un hotel. Zice, pe drum, auziți aici, când să ieșim din Malaga, zice, gata, știu unde să mă duci, mă duci la un tovarăș. Lasă că îl sun eu când ajungem în Almeria, ca cui de dimineață, îl sun eu când ajungem în Almeria și mă duci la el acasă. Nu mai mă duci la hotel, nu mai zice, în Almeria, undeva pe la ieșire, pe acolo. Bine, mă. Zice, Adrian, am ieșit din Malaga. Și când să intrăm în Almeria, bă, vă dați seama, atâta drum. Malaga, Almeria. Zice, când să intrăm în Almeria, chiar la intrare acolo, la sensul giratoriu, poliție. Auzi, ne-a oprit poliția. Actele la control, zice, ne-au cerut actele, să facă percheziție în mașină. Băi, fraților. Zice, ne-au percheziționat în mașină. Ne-a cerut actele, am dat actele. Bun, zice, totul ok, da, da. Ce aveți în mașină? Zice, i-am spus ce s-a întâmplat. Dom'le, uite, pe ăsta l-a înșelat nevastă să și-a luat bagajul și-a plecat. M-a sunat de dimineață să mă duc să-l iau cu bagajul, să-l duc acasă. N-am mai spus că la prietenul ăla, știi? Să-l duc acasă. Ăsta mi-e prieten foarte bun și n-am putut să-l las așa, n-are mașină. Și am fost eu să-l iau. Bun, zice, bun. Și ce aveți în bagaj? Păi ce să avem în bagaj? Zice, bagajul lui. Bun, zice, hai să ne uităm și noi. Băi, când au deschis bagajele, geamantanele alea mari, două geamantane mari avea. Auziți ce au găsit în geamantane? Aur, bijuterii, laptop, telefoane, tablete. Vă dați seama. Lucruri. O, zice, toate astea sunt lucrurile tale? Da, domne. Ceasuri de firmă. V-am spus, laptopuri, tablete, ce avea asta acolo? Ăsta-i bagajul tău, zice, după o despărțire cu asta te-ai ales? Hă, zice, ești bogat. Hainele unde sunt? Domne, uite, am și haine. Care astea, ce de sunt puse așa deasupra? Băi, ăsta pusese în geamantanele alea. Laptopuri, telefoane, tablete, bijuterii, ceasuri și ce mai avea el acolo, aur. Și pe deasupra așa, haine și dedesubt. Și la mijloc, vă dați seama. Ia uite, poliția imediat a zărit în ochi. Bă, zice,
haine doar așa, pe deasupra și a... Trebuie să mergeți până la secție. Auzi, Miguel, zice Adrian, când am auzit, mi s-au auzit ca buzele, zice, nu mai știam de capul meu. Mi-era frică, că eu îl știam pe ăsta, zice, că nu-i dă la cuminte. Băi, fraților, și-au dus la secție, ca să vă spun ce s-a întâmplat. Toate lucrurile alea furate. Spargeri de case un alta. De unde, mă, vrăjeală? L-a mințit pe Miguel că s-a despărțit de nevastă, s-a caprins-o cu altul, că l-a mințit pe ăsta ca să ducă ăsta după el, băi, disperat. Ăsta când a auzit că l-a înșelat aia, s-a despărțit de aia, ăsta disperat, s-a urcat în mașină, n-a mai ținut cont să-l întrebe ce bagaje ce bagajele lui. Băi, toate lucrurile alea furate. Opa, lucrurile sunt furate. Rămâneți pe arest, vă facem programare la judecată, la juicio și mâine vă prezentăm. Adrian, zice, m-a băgat pe arest și pe mine, zice, și pe nenorocitul ăla și ne-a prezentat următoarea zi la judecată. Pentru prima dată în viața mea, zice, când am intrat pe arest. Băi, ăsta, Miguel, ăsta, un băiat foarte la locul lui așa, era frică să ajungă el la arest, să ajungă să aibă probleme. M-am spus ăsta cumpăra și el mașini și le vindea mai departe. Nu făcea altceva. Deci cu altceva nu se ocupa. Băi, uite așa tremura și îmi povestea. Zice, uite ce se poate întâmpla, zice, un prieten și alea. Eu acum am trecut prin multe. Bă, zic, astea se fac de mult. Cum dai pus tu botul? Și Adrian, eu nu sunt umblat ca tine, eu nu știu. Te rog frumos, scapă-mă. Vorbește cu avocatul tău, cu Joaquin, du-mă și pe mine la el să vorbesc cu el, să mă scape că mă duc la pușcărie. Băi, ia uite, l-a dus la juicio acolo, așa e în Spania. Te ține pe arest, pe urmă te duce la juicio, la judecata rapidă, te judecă și acolo a rămas, i-a dat asta, când se prezinte iară, știi, programare, când se prezinte iară la judecată, și a rămas să ducă iar să prezinte. Pe data de, ziua de, știi, ora de. Zic, băi, Miguel, hai să-l sun pe Joaquin, să vorbesc cu el și dacă poate, zic, mergem acolo la el și vorbim cu el. Da, Adrian, chiar te rog frumos, dar să mergi cu mine. Merg, bă, băiatule, zic, merg cu tine. Bă, ce fac, mă? Bă, sunt pe avocat. Joaquin, zic, uite, am pe cineva și trebuie să ajungă neapărat la tine, treabă urgentă. Ești la birou, zic, pot să vin? Adrian, în 5 minute ajung. Hai, zice, veniți încoace. Hai, veniți. Bun. Păi, ia uite. Iau pe Miguel, pe arătare. Ne urcăm în mașină. Băi, și ne ducem la avocat. I-a povestit el la avocat ce s-a întâmplat, exact cum v-am povestit eu vouă. Bun. Băi, ce zice avocatul? Tu ai apelul? La ora când te-a sunat și asta, da, bun, locația, că, da, bun, toate astea, uite așa, așa faci, așa, mi le pui pe ăsta, pe CD-ul, pe stick, pe ceea ce a cerut el, mi le aduci și eu mă prezint cu tine la judecat. Uite, atât te costă și te reprezint eu. Stai liniștit că eu te scot 100%. Nu-ți face probleme că nu te duci la pușcărie. 100% te scot. Băi, ia uite că l-a văzut Joaquin cum tremura. Băi, nu știu, sunt oameni care nu sunt făcuți pentru așa ceva. Poate când auzi, ți se pare într-un fel. Nu-i pericolul atât de mare. Când auzi pericole prin ce am trecut eu, prin ce a trecut ăla. Când auzi, parcă nu ți se pare pericolul atât de mare, știi? Nu simți emoția aia, dar când ești tu acolo, în fața faptului împlinit și nu ești făcut pentru așa ceva, să reziști la chestiile astea, Doamne ferește că se poate întâmpla foarte rău. Se poate întâmpla foarte rău. Sunt mulți care slabi din punctul ăsta de vedere, care n-au tăria asta să treacă prin așa ceva și au făcut infart, au murit sau eu știu altele. Ați înțeles? De se poate întâmpla foarte rău. Băi, Miguel ăsta era unul dintre ăștia.
Nu era el făcut pentru așa ceva, să treacă prin probleme de-astea. Uite așa, tremura, bă, băia, ia că putea să vorbească. Când l-a văzut Joaquin așa, stai mă liniștit, bă, băiatule, că te scot. N-ai omorât pe nimeni, n-ai făcut fapte grele. Te scot, 100% te scot. Mulțumesc, mulțumesc. Băi, a dat banii la avocat. Auzi, plecăm de acolo. De la avocat ne întoarcem înapoi. La apartament. Ba, am mai stat acolo de vorbă. S-a mai calmat și Miguel ăsta, știi, i-am spus și la Rusoi că ce s-a întâmplat. Băi, fraților, acum fiți atenți aici și țineți-vă foarte bine. Atenție mare! Băi, după câteva luni, a ceva timp, mă sună Miguel. Adrian, te rog eu frumos, vino până la mine acasă. A spus după câteva luni, a ceva timp. Te rog eu frumos, zice, vino până la mine acasă. Da, mă, băiatule, zic, hai că vin. Băi, eu te eram acolo în față la Casconverte, în Rocheta del Mar, îl iau și pe arătare, bă, ne urcăm în mașină și mă duc la asta acasă. La spaniol. Bă, ia uite, când am intrat acolo, în apartament, băi, fraților, băi, o bucurie pe el. Băi, zici că zbura, mă. Băi, bucuros, ca un copil de la mic să bucura, băi, stărea în sus de bucurie. Adrian, mulțumesc, mulțumesc că datorită ție, uite, m-ai scăpat, uite, așa, așa. Băi, a fost la judecată, data, deci, de când a fost data, și de la prima înfățișare l-a scos avocatul meu, de n-am mai avut nicio treabă, nici pe semnătură, nimic, să duc acolo, să semneze, să... nimic! L-a scos direct, domnul ăsta n-are nicio vină. Uite apel, uite așa locație, uite alea, alea, ce... parlit el acolo, înțelegeți, bam, 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 n-are nicio vină. Băi, l-a scos, bă, băi, din prima. Nu mai pot, Adrian, sunt bucuros, uite, m-a scos, puteam să ajung la pușcărie, zice, uite așa, așa, m-a scos. Fii atent, ca să fiu și eu, zice, o răsplată față de tine, bă, nu-i nevoie, zic, nu-i nevoie, stai liniștit că n-accept așa ceva, zic, noi ne cunoaștem, bă, eu mai luam mașini de la el, știi, mai, mașini ieftine, că el avea cunoștințe pe la casele de mașini, pe acolo, pe acolo, fiind spaniol, bang, altfel îi se deschidea ușa. Bă, stai liniștit, zic că nu-i nevoie. Ești nebun la cap, ne cunoaștem, suntem prieteni. Nu-i nevoie. Nu, Adrian, zice. Auzi, fii atent aici. Altfel. Zice, vreau să-mi iau și o revanșă față de tine. Zice, uite, eu am un prieten. Prieten bun. Un italian. Așa, și? Am vorbit cu el ieri. Cu italianul ăsta. Băi, fraților, fiți atenți aici. Și supărat și el. Supărat, necăjit, vrea să plece la el în țară. Eu-l cunosc, Adrian. Mi-a spus că și-a cumpărat apartament aici în Spania. Zice, aici în Almeria stă. Undeva aproape de centru, pe acolo, zice, apartament mare, frumos. E apartamentul lui. Și vrea să plece în Italia. A dat de ceva probleme pe aici, zice, și alea, și vrea să plece în Italia. Și acum vrea să-și vândă tot ce are în apartament ca să pună apartamentul la vânzare. O să vorbim și cu Ana, zice, să-i spunem despre ce este vorba. Poate pune prin firma ei, că v-am spus că rusoaica Ana lucra la imobiliare. Zice, și vorbim cu Ana, poate își vinde apartamentul cu ajutorul ei. Dacă vrei, zice, îl sun. Acum, zice, acum îl sun, vorbesc cu el și te duci și cumperi tu tot ce are acolo în apartament. Televizoare, mobilă, tot, tot, tot ce are acolo. Păi ia uite, când am auzit televizoare, lucruri, că vinde italianul tot ce are în apartament, zic, sună-l, mă. Ia sună, zic, să vorbești cu el,
Zici că stai aici în Almeria, nu? Da, Adrian, aici în Almeria, zice, uite, chiar aici, aproape de centru, hai că acum îl sun. Ha, mă, băiatule, zic, sună-l. Bă, pune ăsta mâna pe telefon și îl sună pe italian. A dat telefonul pe speaker, știi, ca să aud eu ce vorbește cu ăla. Auzi, bă, italianul, da, da, zice, hai că am mai vorbit cu cineva, da, nu știu dacă vine, dar dacă băiatul ăsta, zice, e de încredere și îl cunoști tu, hai, vino cu el, zice, la mine acasă și să vorbesc cu el, să vedem, poate facem treabă. Bă, ia uite, acum, ce zice Miguel Adrian? Merg cu tine? Bă, băiatule, zic, dacă vrei să mergi, hai cu mine dacă știi unde e apartamentul. Păi zice, știu unde e apartamentul, hai că merg cu tine. Haide, mă. Bă, ia uite, bă, bă, ne urcăm în mașină. Eu, arătare și Miguel, spaniolul ăsta. Băi, fraților, băi, ne-am urcat în mașină, sună pe italian, da, zice, sunt acasă. Băi, ne ducem noi la casă, acolo, la apartament. Trăm în apartament, băi, un apartament mare. Băi, un apartament frumos, aproape acolo de centru. O mobilă de-aia de lux. Deci tare rău de tot apartamentul, frumos. Zice, hai, vă rog eu frumos, luați loc aici la masă, italianul, păi vorbea bine, spaniola. Era așa un om în vârstă, îmbrăcat la costum, cu cravată. Zice, luați loc aici la masă să vorbim. Păi zic, care e treaba? Vrei să vinzi? Da. Adrian, uite, eu vând tot ce e aici în apartament, vreau să plec în țara mea, cred că o să vând și apartamentul, că mi-a spus Miguel că ești prieten cu o fată care lucrează la imobiliare. Dar pe urmă stai, zice, deocamdată să terminăm cu lucrurile din apartament. Băi, fraților, fiți atenți aici să vedeți și voi ce avea ăsta în apartament, băi, să vedeți ce s-a întâmplat. Zice... Să terminăm prima dată cu lucrurile astea, să ne înțelegem. Bine, că nu cer eu mult, că vreau să scap de ele. Ce zici? Ești interesat, le iei? Păi, uite, când am văzut acolo atâta mobilă ce avea ăla și canapele, fotolii, mese, scaune, băi, tot, vă dați seama ce e un apartament, mobila de bucătărie, televizoare, acolo în casă. Deci, Adrian, vând tot. Mai puțin laptopul ăsta. Laptopul ăsta, zice, nu-l vând. În rest, vând absolut tot. Zic, băi, acum eu, ia uite, nu mă ocupam cu așa ceva. Și nici n-aveam mașină de-aia mare să vin eu să încarc canapele, fotolii, mese. Ce dracu avea ăla acolo în apartamentul ăla? Dar unde să le încarc eu? Unde să le duc? Că nu mă ocupam cu așa ceva. Eu acum, ce am zis? Da, bă, să-l iau combinația mea cu ce mă ocup, cu ce mă ocup eu, știi? Dacă vrei și accepti, uite cum stă treaba. Eu n-am cu ce să-ți iau, zic ție, canapel de aici și astea. Dăm televizoarele. Plasme, știi? Zic, dăm televizoarele și ți-aduc eu om să-ți cumpere toată mobila de aici. Păi aveam un prieten, un marocan, care avea, v-am mai povestit eu cu ăsta, avea magazin de mobilă, magazin de mâna a doua, mobilă de bucătărie, de tot felul de mobilă, scaune, mese, de-alea, de-alea, toate alea, televizoare, tot ce vroie găseai la el. Zic, dacă îmi dai mie televizoarele astea, eu ți-aduc om și-ți cumpăr toată mobila, tot ce e aici. Zice, da. Deci tu vrei doar televizoarele și pe urmă mi-aduci tu om să ia mobila. Păi, nu știu cum să facem. Știi cum facem? Adu-mi om să-mi ia mobila și îți vând televizoarele. Păi zic, tu n-ai încredere că ți-aduc om
Au ce spune Miguel? Băi, Adrian, dacă îți spune că ți-aduce om, ți-aduce om. Dacă vrei să-i vinzi televizoarele, dă-i-le, că vine cu omul și ți-a mobila. Uh-huh. Ia uite-l, nu prea aveam credere, știi? Uh-huh. Hai bine, zice. Așa facem. Uite, astea două televizoare. Atâta le văd că pe ăsta îl opresc. Avea trei televizoare acum. Pe ăsta îl opresc. Îmi dai 1000 de euro pe ele? Bă, ia uite, mult. Cerea mult, 1000 de euro. Două televizoare la mâna a doua. Bă, zic, e mult. Zic, că ai nebunit, 1000 de euro pe ele? Zic, că-ți dau și eu 700. 700. Hai bine, zice, gata, hai că nu ne negociem. Dă 700. Ia-le. Fac un buzunar, bam, bam. Ia-ți banii. Arătare, azi le ducem la mașină. Bă, ce fac, mă? Bă, pe mână cu arătare, pac, încarcare, le duc la mașină. Zic, băi, astăzi te sun, lasă numărul de telefon, că te sun și vin cu băieții să ia mobila. Bine, Adrian, ia numărul meu, să mă suni. Păi eu te-am plecat de acolo. Acum Miguel a rămas aici la italianul ăsta. Acasă. Bun. Păi ia uite. Cum m-am urcat în mașină, sunt pe marocan, tovarășul meu care avea magazinul de mâna a doua de mobilă, știi? Sunt pe ăsta, băi, ce faci? În El Ejido. Ăsta stătea în El Ejido. Băi, ce faci? Ai treabă? Adrian, nu-i problemă. Dacă ai tu ceva combinații pentru mine, vin! Spune-mi unde ești, unde combinația și vin. El știa că când îl sunam, gata, îi dăteam de treabă, știi? Zice, spune-mi unde e locația, că vin. Bă, băiatule, zic, fii atent aici. Uite cum stă treaba. Un italian, zic, uite, vrea să-și vândă toată mobila din casă. Eu am luat două televizoare de la el și restul de mobilă s-o iei tu. Da, Adrian, cum să nu? Băi, aveam vorbă cu el. Ia uite, în funcție de ce mobilă era acolo, să am și eu partea mea, știi? 300, 500, 700 de euro, 1000 de euro, depinde ce lua. Gata, Adrian, zice. Așa facem. Unde ești? Vin acum? Băi, zic, uite, eu acum mă în rochetă, am duc și eu astea acasă și pe urmă, dacă vrei, vin în rocheta cu mașina, cu băieții tăi și din rocheta mergem în Almeria. Gata, Adrian, așa facem. Păi ia uite mă, băi, mă duc acasă cu arătare, duc alea două televizoare acasă, plasmele alea, le-am dus la apartament, v-am spus, noi aveam un apartament, eu cu arătare. Aveam un apartament închiriat unde duceam tot ce cumpăram. Ce luam de acolo din față, de la Cas Converte, ce cumpăram după internet, toată marfa care o luam, o duceam acolo la apartament. În caz de gardă, ceva, bani și venea la mine acasă să nu găsească nimic, știi? Marfa era la apartament. Nu era pe numele meu, închiria nici pe numele lui arătare. Bun. Păi ce fac, mă? Bă, am dus televizoarele alea acolo la apartament. Ia uite, mă sună marocanul. Adrian, eu sunt aici în rocheta, am ajuns. Gata, vă zic, hai că uite și mi-am terminat treaba. Fii atent, zic. Eu o iau înainte cu mașina mea și cu arătare și tu în spatele meu. Era cu duba. Ăsta marocan era cu dubă, avea o dubă de-aia mare, el și încă doi marocan, tovarăși de-ai lui, să încarce, știi? Băi, fraților, băi, am luat-o înainte și marocanul în spatele nostru. Băi, ajung în Almeria. Sunt pe italian. Unde ești? Deci, Adrian, sunt acasă. Eu, zice, vă aștept. Aici acasă sunt. Bine, mă. Uite, noi am ajuns, suntem în fața lui. Gata, zice, hai, urcați. Păi eu te-am tras după acolo, am găsit noi o parcare acolo aproape, știi, să încarce ăștia. Mașina să fie acolo aproape, să nu care mult. Băi, urcăm la apartament. Ia uite, bă, ce pe italian. Băi, fraților, băi, fiți atenți aici. Băi, să vedeți și voi ce tactic avea italianul ăsta. Băi, cum făcea ăsta bani mulți. Și cât de ușor îi făcea banii. Cât de ușor, uite așa ușor. Dar să vedeți pericolul care era. Băi, intrăm acolo în apartament.
Zice, uite, asta e mobila. Uite, asta de bucătărie cere atât, uite, canapele atât, uite, atât. Ia uite, marocanul își nota. Ba, mobila de bucătărie cere atât, scaunele atât, canapeaua atât, alea atât, alea atât. Tot ce avea acolo în caști. Bam, pe caiet. Trage linie, bam, bam, calculatorul, atât. Băi, tu ceri atât pe toată mobila, nu? Da. Uite, eu îți dau atât. Băi, s-au înțeles ei acolo la bani, am mai lăsat și ăla, mai pus și ăla. S-au înțeles. Deja marocanul știa că partea mea e partea mea, știi? Eu acum ce spun la marocan? Băi, gata, v-ați înțeles, ați bătut palma, zic eu am plecat. Mă suni și vorbim. Da, Adrian, zice, te sun. Deși mi-e partea mea, știi. Bun. Băi, fraților. Băi, nu plec, mă, de acolo. Cu arătare. Eu ce mă acasă. În rochetă. Auziți aici. Și-a luat marocanul marfa de acolo. Toată mobila care o avea acolo în apartament. A încărcat-o în mașină și a plecat. Băi, mă sună marocanul următoare zi. A ajuns el cu mobil acolo și a băgat-o în magazin, în depozit, treaba lui unde a băgat-o. Băi, mă sună marocanul a doua zi. Adrian, zice, vină până la mine. O să vii sau vin eu la tine acasă? Bă, zic, vin eu la tine, zic, stai liniștit că vin eu acolo. Uite, acum, zic, vin cu arătare la tine. Bine, Adrian, zice, hai că te aștept. Băi, ia uite. Mă duc acolo la marocan, la magazin, bam, 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 500, partea mea. Zice, e bine, bă, zic, e foarte bine. Adrian, zice, uite, am luat pe aia, am luat pe aia, da, mă, zic, am văzut, ai luat tot? Tot am luat, zice, ce era acolo în apartament? Bravo, mă, băiatule. Bă, ia uite, bă, nu plec cu arătare de acolo. Mi-am luat partea frumos, am plecat. Băi, mâncat așa. Băi, după vreo 4, 5 zile, o săptămână, băi, mă trezesc cu poliția la mine la ușă. De dimineață, la prima oră. Nu am mâncat, să zic, poliția. Am uitat, știi, am văzut. Ce-am făcut, bă, mâncat, să zic, a venit garda la ușă. Păi, uite, deschid ușa, zice, bună dimineața, bună dimineața. Ce-am făcut? Adrian, mă cunoșteau, oho, mă cunoșteau. Zice, Adrian, nu-i nimic grav. Auzi, bă? Zice, nu-i nimic grav. Hai, zice, că ia-ți cu tine documentele, că trebuie să mergi până la secție. Păi, ia, dracu, viață. Să merg la secție? Zice, da. Zic, dar de ce să merg la secție dacă nu-i nimic grav? Nu mai bine spuneți aici la ușă despre ce e vorba, zic, și rămân aici la mine în casă. Nu. Nu, zice, că aici iau vecinii. Mai bine la secție. Amolo, auziți. Iau la tacte la mine. Mă urc în mașină, mă urc la secție. Băi, când am ajuns la secție, ia uite pe arătare pe scaun. S-a uitat speria la mine. Oh! Arătare, ce faci? Și sunt famosul. M-a luat și pe mine de acasă. Zice, pescuila și marocanul. Și în altă cameră marocană. Cu ăia doi tovarăși ai lui. Bă, zic, tu ești nebun la cap? Da, bosule. Mă, zic, e grosă treaba. Așezăm acolo pe scaun. Adrian zice, fii atent aici. Tu îl cunoști pe italianul ăla din Almeria? Opa. Zic, italian din Almeria? Ce să zic, mă, mâncați? Zic, că îl cunosc, că nu-l cunosc. Auzi eu ce-i spun. Domnule, păi nu știu despre ce e vorba, zic, dacă e treaba groasă, să sun și avocatul. Ah, suni avocatul? Nu poți să vorbești fără avocat? Te-am întrebat dacă îl cunoști, atât, nimic mai mult. Îl cunoști sau nu?
Doamne, zic, îl cunosc. Atâta, îl cunoști. Și ai fost acolo la apartament, nu? Când s-a luat mobila. Zic că am fost. Dar nu-i mai bine să-mi suni avocatul. Stai puțin, zice. Că nu e atât de grav ca să suni avocatul. Deocamdată, doar câteva întrebări. Îl cunoști? Doamne, zic că îl cunosc. Zice, stai liniștit, voi m-au văzut, ia uite când am auzit de italian și alea. Că vreau să sun avocatul. Doamne, zic, ce s-a întâmplat? Vă rog eu frumos, zic, să-mi spuneți ca să știu dacă îmi chem avocatul sau nu. Despre ce e vorba? Nu, Adrian, stai liniștit, uite, deocamdată câteva întrebări. Zice, fii atent ce s-a întâmplat. Auziți, băi, fraților. Zic, ce s-a întâmplat? Băi, ce-a făcut, mă, italianul ăsta? Băi, cu ce s-o ocupa el? Dar să vedeți pe urmă ce s-a întâmplat. Ăsta ce făcea, mă? Băi, avea ponturi. Ăsta lucra și acționa doar la pont. Avea tovarăși, urci orditori, ori din diferite combinații, care ăștia, combinatori de ăștia care aveau cu proprietarii, cum ar veni combinații, și el primea semnale. Bă, ăsta a plecat de acasă, a dus în vacanță, stă o săptămână, două, sau a plecat în altă țară, sau eu știu unde pleca ăla, o lună, două, trei plecat. Bă, italianul ăsta avea o cheie de-aia șmecheră, te deschide orice ușă, bang, 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 deschidea ușa și intra în apartament și suna. Păla, 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 dă-i cunoștea. Cum a fost în cazul ăsta, Miguel? Bă, vreau să-mi vând mobilă, uite, mi-am cumpărat un apartament, ori vreau să-mi iau mobilă nouă, o băga, ori plec în Italia, ori găsesc motive. Băi, deci apartamentul ăla nu era al lui, nici măcar închiriat. El îl ocupase abuziv. Cum se procedează în Spania? Că v-am spus cum sunt legile acolo. Ai plecat, nu știu, din casa ta, în vacanță, stai câteva luni, pleca, ai șanse când vii să găsești butucul schimbat. Așa e legea acolo. Greu îl mai dai afară. Păi, ca voi vă dați seama ce lege e asta. Băi, deci toată mobila aia nu era lui, mă. El a ocupat apartamentul ăla abuziv, a vândut mobila, a mai ocupat alt apartament și altul și altul și altul și altul. Și uite așa făcea ăsta bani. Na, mâncați-aș că acum eu sunt implicat. Am luat și televizoarele și alea. Zice, ai luat ceva lucruri de acolo din casă, ai cumpărat ceva de la italian? Păi ia uite acum ce s-o dau cu o tită, s-o dau sucit în cazul ăsta. N-aveam cum să dai. Zic, domnule, da. Am luat două televizoare, bă, am spus. Dar uite, zic, cum stă treaba. Uite, eu îl cunosc pe Miguel, știm. Băi, ăștia știau tot. Toată legătura, cum aflase ei, știi, nu știu. Zice, da, uite, ne bucurăm că e sincer și spune. Hai, spune, domnule, uite așa cu Miguel, uite așa. Da, zice, și Miguel este aici. O, și-a mâncat. Bă, luați-i și pe ăla. Da, uite, eu am fost sincer și le-am spus. Băiatul ăsta n-are nicio treabă. Italianul ăsta, zic, a apelat la Miguel. Miguel mi-a spus mie. Eu am apelat la tovarășul meu, zic că marocanul mi-e tovarăș. Da, zice, și marocanul e aici. Bă, zic, ce dracu, bă, ne-a luat pe toți? Băi, pe toți ne-a luat. Păi italian nu. Deci ne-a luat pe noi? Păi italian nu, mă. Italianul nu era acolo. Nu l-a găsit. Cred că italianul fugise la el în țară. Spune Adrian. Bă, și iau-te când am văzut despre ce e vorba, zic, ce să mai închem eu avocatul, să dau bani, să alea, în caz că îmi face dosar ceva, atunci îmi pun și eu avocat, îi plătesc avocat. Dar până la dosar, zic, stai să vedem care e treaba aici. Dom'le, zic, da, să vă spun eu adevărul, cum stă. Uite, așa, zic, prin Miguel, ăla l-a cunoscut pe Miguel, Miguel pe mine, eu i-am spus la marocan, eu am luat două televizoare, nu le-am vândut, zic, le am, pot să vi le aduc. Zice, da, s-a dus pentru că proprietarul a venit, știi, a depus denunții acolo, știi, plângere că i s-a spart casa și alea, vrea să-și recupereze prejudiciul. Ce s-a furat acolo? Da, domne, zic, vi le aduc. Bun, hai, spune ce s-a întâmplat. Băi, și spun, mă, uite, așa, așa, așa. Zice, bun, fii atent, noi pe italian nu l-am găsit. Dacă tu dai de italian, trebuie să ne anunți.
Da, domne, unde dracu să dau eu de Italia, că nu cunoșteam pe ăla, nu eram prieten cu el. Da, domne. Zice, noi nu l-am găsit, dar îl căutăm. Băi, atunci nu l-au găsit. Deci l-au căutat, o fi fost ăla plecat, nu știu, nu l-a găsit. Bun, hai, zice, spune ce s-a întâmplat. Băi, și spun, uite, așa, 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 bun. Ăla scria acolo, știi, bam, 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 tot ce spuneam eu. Băi, bun, zice, ești liber. Și tu și tovarășul tău sunteți liberi. Băi, și arătare și l-a declarat și același lucru. Du-te, adu televizoarele. Bă, mă duc acasă, acolo la apartament, cu arătare, ia uite, noi să nu fim urmăriți, știi, să nu găsească ăștia, știi, apartamentul, ne-am uitat, știi, să nu fim urmăriți. Pac! Intrăm acolo la apartament, arătare, te duci tu, vii unul câte unul, zici, auzi la mașină. Mașina acolo, știi, parcată, oprită. Da! Păi ia uite, eu acum, în mașină, l-aștepta pe arătare. Păi să duce arătare, pac, aduce un televizor, l-aduce și pe al doilea. Eu de acolo din mașină să mă uit să văd, să nu vină garda, știi să... Am urcat la mașină, ba, ne-am zis la poliție. Bă, nu ne-a urmărit nimeni. A fost nimeni după noi. Am dus alea la poliție, zice... Număr de telefon, știi, adres? În momentul când îl găsim pe italian, sau, depinde cum decurge ancheta, te sunăm și te chemăm. Bine, domne. Bă, ia uite, după vreo, nu știu, că a trecut 5 luni, 6 luni, 7 luni de zile, auziți aici, deci voi vă dați seama, 6 luni, 7 luni, 8 luni, băi, a trecut mult timp. Deci mult timp de atunci. Deci de când m-a chemat la secție, 6, 7, 8 luni de zile, și auziți, vine poliția la mine la ușă. Deci v-am spus, după 6, 7, 8 luni de zile. Adrian, trebuie să vii până la secție. Dom'le, zic, în ce problemă? Băi, eu uitasem, știi, adică nu m-am gândit că mă cheamă pentru problema asta. Am zis că e altceva. Zice, cu italianul, problema cu italianul. Oh, tot, dom'le, zic, vin. Băi, ia uite. Băi, ia uite, mi-am luat tactele toate alea. Mă duc acolo la secție. Băi, l-au prins, băi. Băi, italian. Italianul fusese plecat în Italia și când a revenit, imediat l-a luat. Băi, când am auzit acolo, la secție, câte apartamente a prăduit ăla în felul ăsta, m-a luat capul. Auzi, adresa cu tare, adresa cu tare, adresa cu tare, adresa cu tare, adresa cu tare. Băi, nu se mai oprea polițaiul, băi, câte plângeri erau pe numele lui. Și pe camere de filmat văzut și alea, deci cu dovezi. A luat pe italian cu dovezi tot. Băi, când am auzit și case, și case și apartamente. Adrian, el este. Și eu acolo și marocanul toți și Miguel. Bă, ce spune italianul? Da, domne, zice, eu sunt. Și se întreba, spui, că mă recunosc băieții și eu, zice, îi recunosc pe ei. Eu sunt, dar să-mi sun avocații. Băi, când și-a sunat italianul avocații, 5 avocați au venit acolo la secție. 5! Da, domne, zice, cum să nu mă recunoască băieții, că și eu îi recunosc pe ei. El este Adrian, el este Miguel. Dar să-mi vină avocații. Băi, când a venit avocații la italianul ăsta acolo, bine că nu ne-a mai luat acolo o declarație, știi, bam, 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 că așa, că... Bun, zice, sunteți liberi. Bă, nu mai durează mult, că noi când am ieșit de acolo de la secție, ia uite, în fața acolo stăteam. Și eu, și arătare, și Miguel, și tovarășul meu marocanul, la 10 metri pe partea cealaltă, fața secției acolo, te-am acolo să vedem, iese ăsta sau l-a reținut? Bă, nu știu, imediat, nu știu cât a durat, cât timp,
Iese italianul cu avocații lui, 5 avocați l-au scos, băi. Acum nu știu dacă l-a scos să se judece în libertate și pe urmă l-o fi arestat sau judecat, că nu știu, n-am mai ținut legătura cu el, nici n-am mai avut combinații cu el, nici n-am vrut să mai am de-a face cu italianul ăsta. Bine că Miguel n-avea nicio treabă, eu pe Miguel nu m-am supărat, că Miguel a zis, ăla i-a spus lui, tovară, știi, n-avea nicio treabă Miguel, cum nici eu n-am avut treabă să supere marocanul pe mine, că nici eu n-am avut nicio treabă, l-am băgat pe marocan intenționat. Noi am fost luați de ăsta, știi, de italian. Bă, i-a dat drumul, bă. Bă, voi vă dați seama, în Spania, să faci așa ceva. Nu știu în România ce s-ar fi întâmplat. Nu știu, de ce să vă spun că nu știu cum sunt legile aici la noi și cum stă treaba aici, în România. Nu știu ce s-ar fi întâmplat în România. Bă, dar în Spania atâtea apartamente. Cred că a spus la vreo 20-30 de locații, adrese. Într-un an de zile. Deci nu să vă gândiți că nu știu cât timp. Într-un an de zile. Băi, cred că 20-30 de locații. Ce am auzit eu acolo, că nu se mai oprea polițaiul. Locația cu tare, cu tare, că uite, ești filmat pe camera de filmat, că acolo, acolo, acolo. Și a chemat 5 avocați. L-au scos. V-am spus, n-am mai ținut legătura cu el, nu știu dacă i-a dat drumul. Eu am dus înapoi la marocan, i-a luat marfa înapoi. Bineînțeles că și eu i-am dat banii înapoi la marocan, partea mea care mi-a dat-o marocanul. I-am dat banii înapoi, i-a luat mobila, băi, dar am fost liberi. Deci, uite, pe noi nu ne-a reținut, noi n-am mai avut nicio problemă. Liberi. Bă, dar să faci în Spania faptele astea, ce legi, băi. Ce legi au spaniolii ăștia, dacă nu sunt la noi legile astea, tare mie, mie că se vor da și la noi asemenea legi. Cum o să pleci de acasă? Te duci în vacanță și când vii, găsești pe altul la tine în casă? Nu știu, vrei să pleci în vacanță, în Italia, în Germania, nu știu, să te duci, să te plimbi. Pleci o lună de zile sau două, trei săptămâni, nu știu cât. 3 luni, 5 luni pleci de acasă. Băi, și când vii acasă, sau pleci la muncă, te duci la muncă, sau eu știu unde te duci, și când vii înapoi în casa ta, ea l-a schimbat și altul în casă. Și spune, pleacă de aici de la ușă, că dacă dau telefon la poliție, te ia poliția. Băi, așa se întâmplă. Așa în Spania. L-ai găsit pe ăla la tine în casă, n-ai voie nici măcar să ții pe el, n-ai voie nici să te duci la ușă la el să bați. Trebuie să-l dai în judecată, să aștepți, să-l scoată instanța din casă. Că altfel, la pușcărie te duci. Dacă îl jignești sau țipi sau faci ceva, te ia garda imediat. Păi el nu-l ia. Nu-l ia, păi el îl lasă să stea în apartament, pe tine te ia. Ce, cum tu nu știi legea? Tai aici cu minte. Tai aici cu minte pe arest, te judeci cu el. Bă, te ia. Deci imediat te ia și te arestează. Dacă dai în el, nici nu mai vorbim. Nici nu mai vorbim dacă dai în el să-l lovești sau ceva. Așa legi, mă? Și a dat drumul, băi, la italian. Băi, când am văzut, m-a luat cap. N-am mâncat, să zic, că e liber. Când or veni și legile astea la noi în România, băi, voi vă dați seama așa ceva. Ferească Dumnezeu, bă. Voi nu știți ce se întâmplă să pleci și să găsești pe altul la tine în casă. Și auziți, dați distribuire, distribuiți, trimiteți pe WhatsApp, pe Messenger, pe Facebook, la prietenii voștri, să audă și ei și să afle și ei de legile astea, mai ales care sunteți prin Spania. Dați distribuire să ajungă cât mai departe vlogul ăsta și auziți, fiți atenți la vlogul următor. Mare atenție, să vedeți ce vloguri vor urma. Eu încă o dată vă salut cu respect. Pe toți care mă urmăriți, prietenilor, dacă apreciați ceea ce fac eu pentru voi, puteți să lăsați un like, să dați o distribuire, să ajungă cât mai departe vlogul și dacă vreți să mă salutați, ne întâlnim și în secțiunea pentru comentarii, că ați văzut că eu vă citesc toate comentariile. Eu vă spun numai bine, rău la nimeni și multă sănătate, că dacă aveți sănătate, le faceți pe toate. Și fiți atenți cu cine umblați, ce prieteni aveți și cu cine vă împrieteniți. Sau mai bine zis,
cine se împrietenește cu voi pe interes. Că în ziua de astăzi caută să împrietenească cu tine, nu știu prin ce modalități, să se apropie de tine ca să se folosească de tine. Cum s-a folosit italianul ăsta de spaniol. Mare atenție, ascultați în vlogurile cu atenție să învățați din ele. Când spune, du-mă și pe mine, te rog frumos, du-mă de aici până acolo, du-mă și pe, uite ce s-a întâmplat, uite alea, cum l-a mințit ăsta, pe spaniol. Uite, nevastă mea, am prins-o, cu altul a făcut. Și el avea bagaj tot din ciordeală. Ăsta când a auzit tovarășul lui, spaniol, vă dați seama. Ce ai să ai, mă, să mă duc după el să-l ajut. Și el acolo în bagaje, numai ciordeală. Să-l bage pe ăsta la pușcărie. Învățați. Din întâmplările mele, învățați, ascultați-le, ca să știți să vă feriți. Și atunci când va fi, să spuneți, băi, asta o știu de la Bogdan Rusu. Stai că cu mine nu merge. Stai că eu știu ce urmează, știu ce se întâmplă. N-are cum să mă ardă. Că eu de-aia vi le povestesc și de-aia stau aici să vi le povestesc. Și mă bucur când văd comentarii frumoase din partea voastră. Sănătate multă la toată lumea și numai bine!